Vreau să vă spun câteva adevăruri financiare. Dacă te uiți pe contul de profit și pierdere, vorbim de cifre, nu percepție politică. Deci, veniturile și cheltuielile producătorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie, o să vezi că profitul lor operațional este 2%. Și înainte de scumpire și după. Materia primă la gaze este 50% și la energie. Gazele s-au scumpit, materia primă, cu 400%. Energia cu 150% în toată lumea, nu doar în România, și n-are legătură cu liberalizarea, pentru că și în alte țări unde s-a făcut liberalizarea de zeci de ani, tot s-au scumpit gazele cu 400%. Dar cu ce are legătură cu transportul? O să ajung acolo, dar vă explicam veniturile și cheltuielile companiilor din România. Am făcut o medie și sunt date publice, le poate căuta oricine. Se uită pe factură cine e furnizorul lui, îi vede cuiul, codul unic de identificare, căutați pe Google informații de afaceri companii. Și o să vedeți mai multe firme care cu 5 lei îți vând aceste date financiare și o să vă convingeți. Profitul lor operațional este 2-3%. Asta pentru că au fost politicieni care au acuzat să nu facă profit prea mare să speculeze aceste companii. Deci, materia primă reprezintă 50% din prețul final. Dacă la gaze s-a scumpit cu 400%, ai 400% la 50%, s-au scumpit gazele cu peste 20%. Vezi, INS-ul, inflație pe gaze, 25%. Asta e. Apoi, restul sunt costuri de transport, ai partea de taxe, accize și TVA 19%. Deci, profitul operațional acestor companii este de 2%, ca să ne înțelegem. 2. De ce crește costul materiei prime? Pentru că se întâmplă următoarele lucruri în lume. Și s-a întâmplat și la combustibil, vezi prețul barilului de petrol, care a dus și la scumpirea prețului la pompă cu 35%. Deci, a fost foarte mult pesimism anul trecut. Foarte mulți producători globali de orice materie primă pentru gaze, energie, baril, țiței, materii prime în construcții, au scăzut oferta și au redus capacitățile de producție, așteptându-se la o cerere mai mică și o revenire mai lentă. Okay. Acum, a fost efect de lockdown cu pandemia, ne-au închis și ne-au deschis destul de brusc cu vaccinul. Și a fost o închidere bruscă, o revenire bruscă. Și acum nu sunt stocuri. Cererea este foarte mare și de acolo este prețul mai mare pentru că avem o cerere mai mare decât ofertă. Și dacă te uiți la toate bursele din Viena, din Ungaria, ca așa cum sunt și acțiunile, sunt listate și prețul la energie la burse, vezi această scumpire similară și în România și în multe țări din Europa. 2. Avem episodul pe care poate o parte l-au uitat, dar are repercusiuni și se simt acum, Rusia-Crimea. Conflictul cu Ucraina, ei au redirecționat tot gazul care traversa Ucraina pe Nord Stream 2. Bravo, Mihai, ești foarte la curent, Nord Stream 2. E, acolo sunt volume care alimentează România 14 ani. Imense. Deci Rusia a mai închis robinetul și a redirecționat gazele pe alte canale. Și automat poate să controleze acum, știi cum e, dacă e un bottleneck, e un flux totul centralizat din ce în ce mai mult către ei. Suntem mai dependenți de Rusia, care după episodul cu Ucraina vrea să profite, asta face, vrea să profite la maximum. Deci, eventual, Gazpromul din Rusia, pentru că sunt producători și poate să crească prețul mai mult decât materia primă, furnizori inițiali, originari, ăștia ar putea să exploateze toată treaba asta. Apoi, ce mai avem? Mai avem China, care are o cerere foarte mare și e dispusă să plătească la prețuri mari. De ce? Pentru că devalorizează yenul și are un avantaj de competitivitate la export. La export. Și atunci, pentru că are o monedă mai slabă, poate să subvenționeze aceste costuri mai mari de producție, pentru că plătește energie și gaze mai scumpe. Și știi cum e, dacă ești producător, te duci la cine plătește mai mult. Și atunci este o orientare mai mare a volumelor produse către China. Și mai avem ceva, din păcate, pe noi România, și suntem cam povestea cu păcală aici, ne prinde cu stocuri foarte mici, deși avem potențial de producție foarte mare. Avem gradul de utilizare al rezervelor la 50-55%, deși media pentru perioada asta era 90%. De ce se întâmplă o subcapacitate de stocare? Pentru că aprilie a fost foarte rece și iarăși n-au făcut stocul crezând că o să revină mai lent economia. Deci ne prinde la stocuri mici și de ce suntem pe cală și ca în filmul cu proștii? Pentru că noi dacă am exploata
gazele naturale din Marea Neagră pe care le avem, dar a fost un regim vreo 3 ani după tehnocrați care au dat niște legi stupide din pix, fals naționalism, protecționism, care au zis, băi, plafonăm prețul, toți producătorii sunt la prețul ăsta, taxă fixă pe producători, și au destabilizat încrederea și stabilitatea fiscală, și atunci marii producători n-au mai investit în capacități de producție. Și atunci noi, deși avem resurse, nu le exploatăm pentru că am descurajat capitalul privat. Ca să înțelegeți, un producător în zona asta, o secundă, un producător în zona asta nu face o investiție dacă n-are 10 ani regulile jocului fixe. Pentru că este enormă, să vorbim de miliarde de euro. Nimeni nu pune miliarde de euro ca peste 3 luni să vină cineva din pic să spună prețul e atâta. Și atunci n-au curaj, pentru că nu poate să dea încredere că poate să bugeteze pe 10 ani o strategie. Și atunci, dacă am face chestia asta, am avea autonomie, am și exporta. Dar noi am crescut importul de la Gazprom, chiar e un comunicat, cu 344% la gaze. Deci putem, dar nu facem, că a fost haiducism politic care a descurajat investițiile private și nici infrastructura publică, că sunt și companii mari de stat, care ce au făcut? Țineți minte când au deficitele alea mari, plăteau dividende la Ministerul Economiei, la stat, în loc să facă investiții.